Sărătări bezi, bine ați venit la un nou episod. De astăzi filmăm o nouă serie, încă o dată. Am o idee de un mic altfel de roleplay în care astăzi dorim să ne extindem afacerea. Salut, salut! Salut. Auzi, ce vreau să te întreb? Uite, mi-a venit... Stai puțin că... Unde ești, mă? Care copica? Mamă! Da, e clar. În fine, am o idee de un mic roleplay în care o să ne extindem un pic. Aolo, gata, gata. Așteaptă un pic. O să ne extindem un pic afacerile. Hai să dăm drumul, vizionare plăcută. Hai înapoi, mă, hai înapoi, unde fugi? Bro, hai înapoi, alo, colegul? Gata, gata. Ok, fii atent, unde e italianul ăla pe care i-am salvat viața ieri? Cred că este pe afară, este la Ia spune să vină până la mine. imediat închei. Du-te repede. Poate facem o combinație ceva. Bă, aș vrea să-mi deschid acum o fabrică. În continuare. Cu... La... Nu, nu, nu. Las că o să vedeți ce fel de fabrică. În stilul roleplay. Ce fabrică vreau să zic. Și la un moment dat vreau să, ca... să vină șeful nostru. Șeful suprema nostru. Care să vadă ce am făcut. Că totuși e plecat din oraș de atâta timp. Ce facem cu el? Trebuie și el să fie prezent, nu? Uitați acolo, banii. Iar aici, în cutia asta, o să... De bani. Aici o să avem de tot. Uite-te acolo. Hai să mergem noi până afară, că nu știu ce... Nu știu ce face. Unde-i italianul? Aoleu, se mișcă, se mișcă. Unde-i italianul? Adesso, adesso. E, ce faci, mă? Bella, frate. Tutto bene? Băi, fii atent, am și o idee pentru tine. Sì. Vreau... Băi, tradui-mă asta. Vreau să... Îi spun în felul următor. Vreau să cumpăr o fabrică. Aspetta che viene il mio traduttore. Vreau să cumperi... Vreau să Un cumpăr o momento, un momento, un fabbrica. momento. Adică să chem traducătorul. Vezi, colegul, că ai o gumă lipită de picior. Aoleu, hai afară! Mă înțelegi? Afară! Vezi că... Fuori. Salut, colegul, salut! Oh, fratello! Mamă, asta e fraz de răcutăți. Salut, 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 Săru, săru, săru. Na, fii atent, vreau să cumpăr, vreau să mă extind un pic. Vreau să cumpăr o fabrică. Una aia din plin. Știi tu, de care zic pline de carne. Vuole comprare una fabbrica. Ah, ok, quale fabbrica? Cu Quale carne, fabbrica? așa, știi? Aia din Blaine. Este o fabrică acolo, mare, Con mare. carne, alla Ah, Blaine. ok. Pot... Are ceva relație? Pot să sune pe cineva sau cum face? Mare, el proprietatea aia. Cred că o Vuoi are pe el. chiamare? Io ho una fabbrica. Io ce l'ho una fabbrica di carne. Are el, nu? El, da, are el o fabrică de carne. Cred că tot pe aia de care am zis eu, nu? Sau alta. Vieni con me, vieni con... Vieni con mie. Păi spune că avem două... Mai, că mai ducem o mașină. Ah, no, no, Nu io... mai bine mergem cu Diamo elicopterul? questa, Nu questa mergem cu mai ok. elicopterul. Mergem cu mașinile. Vreau să mergem cu mașinile. Fii atent cum facem. Voi doi o să veniți cu mașinile și noi o să mergem cu elicopterul. Noi trei. Ok. Bun, haideți cu Mă duc elicopterul. eu cu el, în caz de vrea Du-te, să mai vorbesc cu cineva. du-te. Nu, mă, nu, nu, el să vină cu mine, mă. Ah, ok. El să Ah, vină cu ok. mine. Italiano. Lotezo. Haide, pe luptați-o, mă. Veni occhio lui. Ok. What the fuck? Ce-s cuvintele alea, mă? Ah, Păi dacă scuză-mă, și-l înțeleg. mi se plimbă limba în gură. Am înțeles. Bă, știi care e faza? Ia spune-le la celălalt doi să pornească acolo, la Blaine, știi? La fabrica aia, că pe aia am Colegii, să văzut-o. plecați pe... Să plecați la Blaine. Hai, negrule, italienă, hai lângă mine. Am înțeles. Lasă-l acolo, zi. Am, egal.
Mamma mia, quanto sei brutto. Mai fii atent, zici că ești tare frumos. Cine? Italianul. Mamă, zic că-l pup. Dar vezi că nu rămâne numai așa, deci că nu și-a câștigat teritoriul. Ok. E mai să nu mai lasă pistolul ăla, că poate a zburat dracului de aici. Au plecat ceilalți, mă. Lasă pistolul. Ah, ok. Ia-mi trebuie pe celălalt pe căscuță. Au plecat și ei de acolo, sau? Nu-mi răspund. Văd că nu răspuns, că am vorbit mai devreme cu ei și de fapt am dat prin căscuță și nu mi-au răspuns. Am înțeles. Bă, colegul la tine? Mă, pitalene. Te pup, băi. Aia frumos. Sper să nu mă... Am avut problemă la motor. Avem problemă la motor. Mamă. Ce problemă, mă? Să zic că ce să faci eu. Ai grijă ce faci acolo. Băi, Italene, lasă-te acolo, nu... Băi, vezi că a picat. Bă, unde e italianul, mă? Zolocoa. Unde e italianul, mă? Zolocoa. E în spate. Dar unde spate, că nu-l văd. Nici eu nu-l văd, dar l-am auzit. Vezi că cred că a picat italianul. Vezi că, bai da, de cine? Vezi că a picat unul, mă. Vezi că a picat unul. Sper să nu fie italianul. Zici să-l cheme pe Dumnezeu repede. Du-te repede acolo. A zis că vine. Ce, a picat de la 100 de metri și... Zic că vine. Au, n-a picat. N-ai, bine atunci. Spune să le aducă Dumnezeu acolo, știi? Că n-a, Dumnezeu e mare. Te poate duce. Hai, grijă cum conduci, că n-am chef de pritip. Da, ne înțelegeți voi. Aoleu. Aaaa, mă, ce pilot avem. Bă, vine să vomir, mă. Aoleu. Am luat și eu helicopterul ăsta. Mamă, du-te de... drept, mă, du-te, mă. Ce șofer am și eu. Dar unde-s celălalt, mă? Unde-s celălalt? Aoleu, stai. Cred că trebuie să trezăm aici de urgență, trebuie să trezăm. Mamă, nu se poate aici, bă. Du-te mă mai încolo, du-te pe undeva pe aici. Aterizează dracul, ia pe verdeața asta pe jos. Bă, verdeață. Mamă, bă, dar aterizezi sau ce vrei să faci? Cred că murim de față cu asta. Ia un pic mai față și pe stânga aici? Da, mai față și pe stânga. A venit italianul. Ai grijă. Aia, deși voi. Băi, ăla cu elicopterul, parchează-mă în spate un pic, dacă poți. Imediat. Să avem cu ce pleca. A unde e italianul, mă? Acum revine. Mm-hmm. L-au dus Dumnezeu sau... Uite-l cu audio. Mm-hmm. Ecco-mi qua! Me cazzo fa e. E? E te... Hai, mă. El stă și... Băi, omul meu, eu am văzut locația asta, dar traduceți unul, că eu am văzut locația, dar nu prea... E... Mai ce e de visto port? Questa zona. Ah, sì, questa è mia, però abbiamo polli. Băi, ce e de porc sau de găini? E galline. Las, că te obișnuiești. Però ci abbiamo anche un maiale, un po' di carne e un maiale. Mă, ea spune, asta ale lui sau? Si, queste qua sono mie. Colegul ce face acum? Da, sale lui. Sale lui. Da, ok. Abbiamo anche maiali. Are și porci. Ma nu stiu ce zic de maiali porci. Maiali de qua. Auleu, ce-i pe aici? Unde-s porcii? Ia, asta s-a zis, gata, făcute. N-ai treabă cu ele.
Băi, fii atent, mamă, ce ai aici, mă? Asta trebuie renovată, tot. Ia întreabă-l pe italian. Questa e carne di maiale. Păi mai spune că... Uite, ce carne de porc. Porc, aha. Lasă eu un cuțit de ăla. Și să... Da, nu, la cum arată... Zici că ar fi... Carna fresca, carne... Zici că ar fi pulpe de iepure. Zice că carne e proaspătă. Carne e proaspătă. E foarte bună, am gustat-o și eu. Ia întreabă, n-ar un porc pe undeva să-l aduc aici, să-l tranșăm? Gei maiale? Si. Ia spune să aducă pe unul. Dacă nu, avem aici câtă carne avem, că vrem. Haide să veniți ca să vă arate porc. Aspetate mili. Aspetate coa. Stai un pic, că vreau să-mi iau ceva să mănânc pe aici. Așteptați aici. Să vină cu porcul. Bă, cred că am dat pe ăsta 50 de euro. Mă rog, 50 de cenți. Da. Să mor eu. Ce faceți aici, mă? Așteptăm după italian. Ia. Unde o fi plecat, nebunul, nu știu. Vezi, să nu scape, plecați unul după el. Mă duc eu, că tot îl înțeleg. Du-te. Am înțeles ăla, da, anuță. Porcul... Păi hai, că aștept și eu un porc de ăsta, știi? Signore, i maiali sono finiti. Ce, o zbura porcul? Orice s-au terminat. Nu mai avem porc cu oaspeți. Dobbiamo veni con altri maiali nuovi. Păi hai, după mine. Mă, și cât cere pe fabrica asta, mă? Cât cere pe fabrica asta? Questa fabrica. Gratis! Chiedo... 100.000 euro. 1.000.000 de euro. 100.000 de euro, scuzați-mă. 100.000. Păi și că i-am salvat viața, nu se pune? Gratis, adică da. Păi aia am zis și eu. Ia întreabă. Chestii si salvat-o el viața? Sau vorbim altcumva? Si, però mi avete salvat-o la vita. Però non ti posso lasciare... Tutta questa fabbrica gratis. N-am înțeles nimic, dar nu-i problemă. Salam aleco. Așa. Alecum salam. Deci, dânsul zice că... Da, i-a salvat viața, dar nu poate să vă dea fabrica gratis. Și că așa vă face, și tot așa vă face o reducere foarte mare. Cât? Atunci, salam aleco, hands up. Lasă-l acolo. Cât îi dai? Cu cât quanto o dăm? Chiedi? Chiedo almeno... 30.000 euro. Cere măcar 30.000 de euro. Îi dau după aia. Zi întreabă, îl batem palma sau... Hai că vreau să mă extind cât de repede. 5? Si. Zice că da. Aici. Hai de aici. Dar fii atent care fază, să nu mă dezamăgești. Si. Spun... Ce mă, asta înțelege română, mă? Mă înțelege și eu. Vezi că... Cred că l-a luat Dumnezeu pe asta. Bă, bine, mă. Hai că mi. Facem un grătar? Hai, facem, dar... Hai, da. Hai, mi-aci la casă toți. Italianul meniu principal? Bă, nu, fii atent. Văd că aici sunt mai multe bucăți. Da, ia de acolo, ia toate platourile astea și adu-le. Merge la casă și facem un grătar, da, așa, bă, știi? Da, cu geanta, bă, bagă-l acolo. Uite-l pe italian, dansează. Bagă-l acolo, bagă-l. Uite ce face italianul pe carne. Cred că-i sponsor pentru asta. Mi-am săutul de italian. Mi-ești drag. Hai. Băi, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, noi aici o să terminăm. N-am extins, am încercat să ne extindem, am reușit. Și acum data viitoare îl așteptăm pe șeful să vină. Deci am propus. Mamma mia, Super Mario. Taci-mă. Zici că e Super Mario. Să-i shut up. Am încercat acum.
Stai țita, Galina. Scrieți, fiți atenți. Wow. O să las... Stai țita, strot, perci de mer. Ia uite-mă. Italiano. Hai că nici nu pot să fac căut. Fai de... Bă, carne. Haideți în mașină. Bă, eu, dacă v-a plăcut acest episod, am fost bă, a happy Italia, l-a tare și v-am pupat. De carne... Cum mâncați fregate dimineață. Am înțeles. Dă dracu. Hai. Carnea el mirosete a italiano e eu zic pronto. Să nu mai mâncăm carnea, nu știu. Nu, nici eu ceva.